La invitația ministrului Apărării Naționale, Mircea Dușa, secretarul Apărării a Statelor Unite ale Americii, Chuck Hagel, a efectuat o vizită în România. Întâlnirile dintre cei doi demnitari au avut loc joi, 5 iunie, la Constanța, prilejul care au fost abordate teme precum dimensiunea militară a parteneriatului strategic între cele două state, cu accent asupra sprijinului Statelor Unite ale Americii pentru România în actualul context din vecinătatea estică, importanța măsurilor de reasigurare la nivel aliat, stadiul operaționalizării proiectelor Statelor Unite ale Americii din România, ca și teme referitoare la agenda aliată în perspectiva summitului NATO din Țara Galilor. La finalul convorbirilor, ministrul Dușa și secretarul Apărării Hagel au vizitat nava USS Gala Gulf, care este acostată în portul Constanța încă de marți 3 iunie. Cu acest prilej, ministrul Apărării Naționale Mircea Dușa și secretarul Apărării a Statelor Unite ale Americii, Chuck Hagel, au făcut declarații de presă comune. Este clar că NATO trebuie să-și regândească capabilitățile astfel încât acestea să fie adaptate relațiilor actuale. Iar summitul NATO din Țara Galilor din septembrie va constitui un bun prilej pentru orientarea eforturilor noastre în acest sens. Din punct de vedere al poziției României în flancul estic al Alianței, apreciez sprijinul vital al Statelor Unite pentru sporirea măsurilor de securitate în spațiul nostru aerian, context în care zborurile de recunoaștere a aeronavelor AWACS și exercițiile comune de securitate de forțele noastre aeriene au fost și rămân de o importanță esențială. De o egală importanță sunt pentru noi și măsurile de sporire a securității maritime și am analizat împreună evoluțiile din regiunea Mării Negre, în care se manifestă vulnerabilități care trebuie abordate în mod adecvat. Salutăm prezența navelor militare americane în Marea Neagră, care permit desfășurarea de exerciții comune cu forțele noastre navale și care contribuie la creșterea sentimentului de siguranță în această zonă. De aceea, apreciem disponibilitatea arătată de Statele Unite și de NATO pentru a găsi soluții concrete, astfel și să fie sporită prezența și capabilităților NATO pe flancul estic al acestuia. Guvernul României a înțeles că investițiile în securitate sunt foarte importante și esențiale, de aceea am hotărât să creștem alocările bugetare pentru apărare, astfel ca până în anul 2016 să ajungem la 2% din PIB, cu o creștere foarte importantă și în semestrul 2 acestui an, față de prevederile bugetare inițiale ale anului 2014. Am discutat cu domnul Hagel și despre faptul că România s-a adunat un aliat serios și credibil, care a fost alături de aliați în teatrele de operații din Afganistan, din Irak și din alte zone de conflict ale lumii. Peste 40.000 de militari români au participat la misiuni internaționale, iar în Afganistan, militarii români luptă umăr la umăr cu militarii Statelor Unite în zonele de responsabilitate.
Am exprimat cu fermitate disponibilitatea noastră de a rămâne angajat în Afganistan, alături de aliați și după 2014, în cadrul misiunii Resolute Support, și am discutat aceste aspecte cu domnul secretar al apărării pe timpul întâlnirii noastre. În domeniul cooperării bilaterale, principalul subiect de discuții l-a construit parteneriatul strategic dintre țările noastre pe componenta sa cea mai consistentă, cea militară. Am analizat stadiul dezvoltării proiectelor de la Dreselu și l-am informat pe omologul meu american că lucrările de amenajare a facilităților de apărare antirachetă sunt în grafic, prevederile acordului aferente acestui proiect fiind deplinite într-o forță de 80%.